Bună seara! Salut! Salutare și bună seara! Sper că ați început bine și frumos săptămâna. Bună seara! Bună! Vă salut cu mare drag și mă bucur că sunteți aici. Ca de obicei, luni la ora 19:00. Deja azi mă gândeam de când oare am început să fac live-urile cu magie. Din, cred că sfârșit de martie, început de aprilie. Și nu știu, cred că de două sau trei ori nu am făcut. Salut, Veronica! Mă bucur că sunteți aici. Deci, da, cum vă ziceam, am început să fac live-urile mai mult de jumătate de an și a intrat într-o obișnuință. Probabil cu o oră, două înainte deja încep să simt așa o agitație plăcută, să zic, că imediat începe live-ul. Ce ziceți de tema de astăzi? Tema de astăzi m-am inspirat pentru tema de astăzi din întrebările voastre. Bună seara! De mult vroiam să o fac. De mult înțeleg necesitatea de a vă da o datorie față de suflet, da, cred că, de a vă da cât mai multe tehnici, cât mai multe practici. Dar chiar astăzi am vorbit cu cineva care mi-a spus că se uită în reluare live-urile mele, acelea cu care am început, despre care vă ziceam, de la sfârșit de martie, aprilie. Și mi-a spus că sunt tehnici, sunt foarte multe tehnici și chiar cei care le-au practicat au simțit efectul și eu primesc mesaje în privat despre cum i-a ajutat pe oameni aceste tehnici. Bună seara! Dacă cineva din cei care mă urmăresc acum ați folosit anumite tehnici din live-urile pe care vi le-am dat sau din training-urile pe care le-ați ascultat, scrieți aici pentru a inspira și pe ceilalți să le practice. Cum spun întotdeauna în toate training-urile mele, ceea ce împărtășesc eu aici sau la cursuri. Sunt tehnici pe care le-am trecut prin mine, da? Sunt practici pe care le fac de mulți ani, unele le fac constant de mulți ani, altele le-am încercat și am văzut că sunt eficiente după necesitate. Dar cu siguranță ceea ce vă dau este tot ce știu că este mai bun și știu că real ajută. Este o singură condiție. Trebuie făcut constant. Da? Trebuie un pic de disciplină. Pentru ca să vezi efectul unei tehnici, unei practici, indiferent dacă este vorba despre o practică, nu știu, dacă faci sport sau alergi, e nevoie de o perioadă până organismul începe să se obișnuiască, până corpul începe să te creadă că tu ești serios și că tu real vrei să faci asta. Da? Fie că este vorba despre meditație, veți simți efectul, dar nu imediat. Este nevoie de, cum vă spuneam, de disciplină, de seriozitate, de răbdare, da? Pentru
pentru a persevera și a vedea, a vedea rezultatele. Când puneți întrebările, de exemplu, la rubrica întrebări și răspunsuri, vă mulțumesc, apropo, țin să vă mulțumesc încă o dată pentru întrebările voastre. Încă o dată, îmi pare rău că nu pot, efectiv este imposibil să răspund la toate, dar dacă nu răspund în rubrică, încerc să răspund în live sau mă inspir pentru, pentru o temă de live. Adică mă ajutați oricum foarte mult, ne ajutăm reciproc. Și revenind la întrebări, vreau să vă zic că foarte multe întrebări încep sau se termină așa. Cum să fac? Da? Cum să fac să nu mai fie frică? Cum să fac să nu mă mai enervez și să strig la copii? Da? Nu am nicio motivație. Cum să fac să o găsesc? Da? Foarte, într-un fel sau altul, subînțelesul este același. Cum să fac? Da? Se zice că o întrebare pusă corect conține 50% de răspuns în ea. Această întrebare simplă, cum să fac? Bună seara din Irlanda! Această întrebare simplă, cum să fac, conține răspunsul în ea. Să fac. Da? Deci, e clar că și atunci când pui întrebarea, știi deja, e clar că trebuie să faci ceva. Este de la sine înțeles că este nevoie să faci ceva. Bună seara, Tatiana! Dar nu facem. De ce? Știm că trebuie să facem, dar nu facem. Mulțumesc frumos! De ce nu facem? În primul rând, pentru că noi suntem obișnuiți, cumva în inconștientul nostru există așa o setare. Dacă mă doare, beau o pastilă și-mi trece. Da? Noi nu suntem obișnuiți să trăim durerea, da? Să trecem prin durere, să acceptăm durerea, să cunoaștem durerea sau suferința. Nu, noi întotdeauna vrem repede să scăpăm de ea, da? Să trecem cât mai repede peste ea. Dacă copilul s-a îmbolnăvit, noi imediat îi dăm paracetamol. Da? Noi nu așteptăm să crească temperatura, ca corpul să lupte cu infecția, să găsească resurse interioare și să o depășească. Noi nu facem asta, pentru că ne este frică și repede îi dăm un paracetamol. Dacă ne doare capul, noi repede bem un citramon. Da? Orice ne doare, avem sute de farmacii, nu știu dacă nu mii, ne-am dus la farmacie și am cumpărat un medicament și gata. Și s-a luat durerea. De ce? Noi nu suntem obișnuiți să facem un efort natural pentru a depăși durerea. Noi vrem pastila magică. De ce? De multe ori când primesc întrebări de genul cum să fac să depășesc, să-mi treacă frica de întuneric sau cum să fac să-mi găsesc profesia preferată sau cum să fac să nu mă mai enervez, eu simt în spatele întrebării oarecum această dorință de a primi un răspuns, de a oferi o pastilă magică, gen cum să nu-ți mai fie frică de întuneric. Trebuie să te trezești la ora 3 de noapte, să scuipi de 3 ori peste umărul stâng, să bei 3 pahare cu apă și frica de întuneric o să dispară, da? Pentru că la noi, dacă nu ne folosim de medicina tradițională, nu bem pastile, atunci este întotdeauna o babă agafiță sau o babă marioară
care știe descânticile necesare pentru a ne salva de orice problemă. Real așa este, nu? Și noi nu ne gândim cine a adus aici la această problemă, ce a creat această problemă, cum să mergem înapoi. Bună seara tuturor celor care s-au alăturat. Nu ne gândim ce a declanșat această frică, da? Sau ce tehnici, ce terapii există. Nu zic acum 100% nu ne gândim. Foarte mulți deja gândesc în termenii ăștia. Foarte mulți deja devin foarte conștienți. Eu primesc foarte multe mesaje în privat că oamenii vor terapie, vor să rezolve problemele și caută cum să le rezolv, caută soluții. Dar mai există încă această chestie, dorința de a primi ceva repede și ușor. Foarte des la mine în ședințe individuale, chiar la prima ședință, eu explic cum funcționează, da, cum va fi procesul și persoana rămâne extrem de dezamăgită și spune: nu, da, eu nu vreau așa, eu n-am răbdare, mie trebuie repede. Adică 20-30 de ani ai acumulat o problemă, iar acum îți trebuie repede. Da? Salutare! Salutare, Violeta! Sanda! Așa. Doi, da? Al doilea moment. Că asta care vă ziceam, asta nu a apărut peste noapte. O problemă nu apare peste noapte, ea se acumulează. Se acumulează în timp. Fie că noi nu suntem conștienți, fie că suntem, toți vor pastila magică, da? Cam toți vor. Toți n-ar fi împotrivă. Am avut un caz când, nu eu personal, cineva mi-a povestit că nu, un client a aflat despre procesul de terapie, cât va dura, cât timp îi va lua să-și revină, și a spus: nu, eu nu pot fac asta. Și atunci terapeutul i-a spus: ok, există varianta să mergi la psihiatru. Și el a spus că și o să-ți dea... Psihologul era și psihiatru și el i-a spus: există o cale, da, de terapie psihologică care va dura aproximativ un an pentru că problema era destul de complicată, dar eu sunt și psihiatru și pot să vă fac o rețetă cu medicamentele necesare. Și a spus: rețeta, vă rog. Deci este alegerea fiecăruia până la urmă. Deci, cum vă ziceam, aceste probleme nu se acumulează, nu apar peste zi. O frică nu apare peste zi. O nervozitate, o iritare nu apare peste zi. Da? Dacă tu nu te poți abține și strigi la copii, înțelegi că nu faci bine. Dar tu nu poți să faci nimic cu asta pentru că asta nu a apărut ieri. Asta este oboseală acumulată. Sunt niște pretenții, niște nemulțumiri, niște frustrări, niște traume proprii din copilăria ta sau din viața ta de zi cu zi. Poate ceartă cu soțul, poate probleme la serviciu. Și toate astea se acumulează. Și atunci tu vrei să găsești o modalitate de a apăsa pe un buton și a nu mai striga la copii în momentul când ei te enervează, când se întâmplă ceva, o situație. Așa nu funcționează. Nu, noi trebuie emoțiile acestea care le aduni pe parcursul zilei sau pe parcursul săptămânii sau a anului sau a anilor, acestea trebuie scoase la timp. Trebuie să te eliberezi de ele la timp. La fel cum te eliberezi de mizeria care se adună pe corp. Noi ne ducem în duș și ne spălăm. Și ne spălăm cu gel o dată și două ori și pe cap. În timp ce ne spălăm pe corp,
mintea noastră continuă. Uite cum cea mai bună prietena mea m-a bârfit, da? Cum a putut să facă asta? Eu i-am dat totul, eu am fost atât de bună cu ea, iar ea cum a procedat cu mine, da? Cum a putut să mă jignească soțul în felul ăsta când eu am făcut totul pentru el? Cum copilul meu cu care stau și fac lecțiile zi de zi, cum a putut să aducă o notă așa de proastă? Cum a putut să mă facă de rușine? Și un monolog din ăsta interior, non-stop. Și asta nu spălă. Da? Asta rămâne acolo. Pe exterior suntem curăței, ieșim din duș, dar în interior, mintea funcționând așa, lucrând, măcinând toate cuvintele astea, toate astea se duc în suflet și trăim emoții de furie, de supărare, da? De iritare. Sufletul tot este murdar. Și mintea și sufletul rămân încărcate. Și adunate așa câte un pic, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, e ca și cum ai pune, ai mătura casa și ai pune gunoiul sub preș. Nu l-ai arunca afară, dar l-ai pune sub preș. Și preșul tot face, asta faci, preșul începe să se ridice tot mai mult și mai mult. Și tu deja începi să te împiedici de acest preș, da? El îți creează disconfort. Începe să miroase sub el la un moment dat. Deasupra totul este curat și frumos. Și nu în zadar. Eu de multe ori zic că femeile noastre, de ce zic mai mult despre femei? Se întâmplă și la bărbați. Tare mi-a plăcut acest termen, psihoigienă, e mai actual ca niciodată. Absolut, este absolut corect, este mai actual ca niciodată. Pentru că, în sfârșit, oamenii au început să înțeleagă că nu doar curățenia în casă este importantă și nu doar corpul curat. La noi, la moldoveni, este un fix cu curățenia. Și eu zic că, de multe ori, femeile fac un exces pe chestia asta. Și au nevoie să curăți tot în exterior pentru că în interior sunt încărcate. Pentru că în interior sunt pline de supărare, de ură, de negativism. Și noi trebuie să scoatem tot asta. Trebuie să avem grijă în fiecare zi, la fel cum ne spălăm pe corp, să fim conștienți că noi suntem alcătuiți din corp, minte și suflet. Și toate acestea trei trebuie curățate. Da? Sunt popoare care au foarte multă, acordă foarte, foarte multă atenție acestui aspect. Da? Ei mereu fac practică tot felul de ritualuri, tot felul de meditații, rugăciuni pentru curățirea spirituală, da? Pentru a-ți curăța sufletul, de ce să-l cureți de cuvintele rele, de impresiile negative, de emoțiile negative, pentru a descoperi lumina aceea care este în spatele acestor emoții, pentru că noi toți suntem lumină. Noi toți în interior avem lumină, noi toți în interior avem sufletele noastre sunt ca un cer senin. Doar gândurile și emoțiile negative sunt ca norii ăștia întunecați. Dar în spatele norilor, întotdeauna cerul este senin. Bună seara! Întotdeauna cerul este senin. Și atunci când noi începem să înțelegem, să ne conștientizăm pe noi, să ne percepem pe noi ca lumină interioară, că noi interior toți luminăm, dar corpul nostru nu este suficient de sănătos pentru că nu i-am acordat suficient atenție. Sufletul nu este curat pentru că nu l-am curățat la timp. Mintea nu este curată pentru că nu i-am acordat suficient atenție și nu am curățat, am curățat tot de gânduri negative.
Iată, la noi în cultură nu prea există asta. Adică există ziua de duminică, când se presupune că ar trebui să mergi la biserică, poate că mergi, dacă mergi nu prea înțelegi ce se întâmplă acolo. Mulți se simt bine, dar nu pot, nu fac foarte conștient, nu se explică lucrurile foarte conștient, da? Dar foarte mulți își petrec ziua de duminică pentru a mai face încă o curățenie în casă, în plus, a mai spăla ceva, a mai călca, a mai găti o mâncare. E clar că este nevoie de toate astea, dar ziua de duminică nu întâmplător este considerată sfântă, da? O zi pe săptămână omul trebuie să-și o ia pentru el, tocmai pentru a se curăța spiritual și pentru a se curăța mental. Este foarte, foarte important, pentru că apoi tu poți încă o săptămână să funcționezi foarte, foarte bine și ușor. Doar un pic, de ce nu ajută cărțile? Cum recomandați a fi petrecută ziua de duminică? O să vă zic imediat. În orice caz, o zi pe săptămână trebuie să-ți fie dedicată ții, da, odihni, neapărat. Oamenii au uitat să se odihnească, au uitat cât de important este asta. Undeva am citit că lasă femeia să se sature de somn și vei vedea cât poate iubi. Da? Noi uităm, noi considerăm că trebuie să funcționăm non-stop ca niște roboți și uităm de importanța somnului, a odihnii, de aceea sunt atâtea tulburări de somn. De aceea oamenii dorm așa de prost. Fizicul și psihicul omului funcționează într-un ritm. Muncă, relaxare. Muncă, relaxare. Efort, relaxare. Inspir, expir. Da? Întotdeauna este nevoie să ținem minte de chestia asta. Nu suntem muncă, 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 buf! Mă relaxez. De obicei, dacă mă dobar un virus și nu am încotro. Iar muncă, 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 iar o durere de spate care te pune la pat. Asta nu este un mod natural și normal de a te relaxa. Natural este ca tu să controlezi asta, ca tu să urmărești asta. Cât muncesc, cât mă relaxez. Am scris în postare de ce nu ne ajută cărțile, da? Că foarte mulți spun, tot știu, citesc foarte multă literatură, foarte multă psihologie, dar nimic nu se schimbă. Nu are cum să se schimbe, pentru că dacă aveți o infecție și eu vă spun, citiți pe internet despre infecția asta, voi o să citiți, dar asta nu o să vă ajute. Nu o să vă treacă infecția pentru că ați citit. Oricât de frumos va fi descris asta în carte. Sunt cărți practice, da? Cu exerciții practice. Dar foarte des oamenii nu sunt siguri oare sunt practici bune sau nu sunt bune, oare o să mă ajute sau nu o să mă ajute. Funcționează mult mai bine atunci când îți spune cineva care a făcut aceste practici. Adică atunci când vă spun, eu spre exemplu, eu vă spun cumva cu energia experienței mele. Și atunci asta se percepe mai bine, da? Se aude mai bine. Și mai bine este atunci când noi lucrăm într-un training, spre exemplu, și voi faceți o dată pe săptămână, introduceți câte o practică și atunci asta intră în obiceiul de zi cu zi. Deci de aceea cărțile nu ajută, pentru că asta este teorie și este foarte greu să introduci singur în practică. Sunt oameni care fac asta, dar aceștia sunt puțini. De obicei, din lipsă de timp, din lipsă de încredere, sunt multe motive.
Deci, cum vă ziceam, este nevoie de o de a-ți crea un o obișnuință de a face. Cum să fac, da? Să fac. Iată. A fi sau a nu fi, da? A fi. Alegerea este a fi. A face ori a nu face. Bineînțeles, a face. Și tu începi să introduci câte o practică în fiecare. Adică când afli despre o practică, o testezi pe tine, încerci să înțelegi, să simți dacă ți se potrivește sau dacă nu ți se potrivește, cauți alta, da? Cineva va alege, spre exemplu, haideți să luăm prima dată pentru corp, da? Ceva pentru corp. Este ceva dinamic. Poate nu toată lumea are nevoie, dar mulți oameni au nevoie de un exercițiu dinamic. Pentru cineva este mai plăcut să meargă la o sală de sport, pentru cineva este mai potrivită yoga, pentru cineva dansurile, pentru altcineva călăritul, pentru altcineva, nu știu, plimbările. Dar făcând ceva pentru corp, tu, alegând o practică, tu faci ceva pentru corp. Și deja la acestui aspect, da, din această sfântă treime, corp, minte, suflet, îi acorzi atenție. Dar noi suntem mai mult sau mai puțin, avem o educație, am făcut la școală educația fizică, da, și ni se vorbește foarte mult despre necesitatea de a face sport și noi acestui aspect îi acordăm cât de cât atenție. Și mai este o situație, femeile vor schimbare, încearcă să facă ceva, citesc, participă la traininguri, ascultă webinare, cum să implicăm și soții. Ei totul știu și zic că toți sunt proști, cred că. Lăsați-i cu această convingere deocamdată. Faceți voi, femeile. Eu întotdeauna le zic femeilor în traininguri, schimbați-vă voi. Atunci când voi o să vă schimbați, bărbații o să vreau, o să se inspire. Da, când se schimbă femeia, iată, a scris Olea, bărbatul se schimbă automat. Da. El fie se va schimba automat, fie va deveni curios și va începe să întrebe și să pună întrebări, să caute răspunsuri. Inspirați să soții cu propriul exemplu, da, Olesi, așa. Yoga este benefică pentru corp în comparație cu sportul fizic, de exemplu la sală, alergat, etc. Yoga este yoga înseamnă unire, da? Yoga influențează asupra tuturor asupra acestor trei aspecte: minte, corp și spirit. Sportul acționează asupra corpului. Poți să faci sport și să faci meditații pentru a acționa asupra spiritului, da? Pentru a avea un ritual pentru spirit și a scrie în jurnal pentru a-ți elibera mintea, da? Iată trei exerciții care te ajută să știi că acorzi atenție tuturor acestor trei aspecte. Yoga le unește. În yoga tu îți liniștești mintea, da? Făcând exercițiile cu corpul, inclusiv respirația, îți liniștești mintea, liniștindu-ți mintea, îți liniștești emoțiile, spiritul. Adică yoga este complexă, după părerea mea și după experiența mea de 12 ani de yoga în fiecare zi practic. Eu consider că este foarte benefică. Este important să găsești și un instructor potrivit, dar și să cunoști un pic despre filosofia yoga. Yoga poate fi pur și simplu un stretching, dacă vrei, asta doar. Sau poate implica mai multe lucruri. Sanda, când totul este ok, fac cu plăcere yoga și meditații. Într-o situație
care mă scoate din zona de confort, yoga și meditațiile, trebuie să mă impun să le fac și chiar mi este greu. Care ar fi motivul? Luminița, uite, când noi ne angajăm în ceva, noi vrem să facem ceva diferit, da? Și probabil toți vă amintiți așa un moment când v-ați gândit, iată, duminica viitoare o să mă duc la o mănăstire, să vizitez o mănăstire. Și în duminica aceea îți apar tot felul de impedimente, tot felul de obstacole. Iată, când tu decizi să faci ceva diferit în viața ta, atunci îți apar obstacole. Atunci apar oameni care îți spun că asta e o prostie, că așa ceva, asta e o sectă sau nu mai știu ce. Nu este, da, pentru ce trebuie, da, hai cu noi la o petrecere, da. Întotdeauna ți apar cumva încercări. Aceste încercări au un mesaj în spatele lor. Cât de decisă ești, cât de serioasă ești în a face asta. Nu este nevoie în momentele de dezechilibru, dacă faci o meditație sau faci yoga, neapărat să te aștepți la ceva. În general, nu este nevoie să vă așteptați la nimic. Pur și simplu trebuie să o faceți. Da? Iată, eu îi spun, tupa trebuie făcut. Iată, mă duc pentru că tu nu poți să nu îți hrănești copilul pentru că te doare capul sau ai fost aseară la o petrecere și azi te simți rău. Da? Dacă tu ai un copil, tu dimineața o să te trezești și o să te duci în patru labe la bucătărie și o să-l hrănești pentru că tu ai responsabilitate pentru el. De ce noi nu avem această responsabilitate pentru noi înșine? Noi ne punem pe noi cumva pe ultimul loc. Cumva. Așa am fost educați. Să le oferim la alții grijă, dragoste, nu știu ce, toți le oferim. În schimb, când este vorba despre noi, nu, eu pot să aștept, ai? Acum nu este neapărat să fac. Nu, când, eu foarte, foarte des încerc să motivez prin acest exemplu oamenii cu care lucrez, să-și imagineze că atunci când fac ceva pentru ei, nu fac doar pentru ei, fac pentru copilul lor interior. Și tu ții acest angajament și nu trebuie să ai așteptări. Pur și simplu du-te în camera aceea sau în locul acela unde faci de obicei meditații și stai. Stai în liniște. Nu trebuie să faci nimic. 5 minute de stat în liniște într-un loc plăcut ție, asta deja este foarte bine. Deja ieși de acolo diferit. Dar cum ar fi posibil să realizăm că gândurile noastre să devină realitate? Citesc multe cărți de psihologie, dar nu pot găsi răspuns. Gândurile noastre să devină realitate. Gândurile noastre devin realitate atunci când este curățat drumul spre intenția noastră. Iată, noi când ne agățăm de ceva și vrem foarte tare și noi nu gândim, noi nu ne dorim asta foarte ecologic, drumul nostru este are foarte multe obstacole, da? Are foarte multe pietre, noroi și altele. Atunci când noi avem mintea întotdeauna limpede, clară, da? Ușoară, nu neîmpovărată de dorințe excesive, de atașamente excesive, da? Nu mai zic deja de tot negativismul ăsta, atunci dorințele pur și simplu se realizează. Tu vrei? Și asta apare. E un subiect pentru alt live. 108 cercuri de Surya Namaskara locuiește orice sală. Întărește corpul, da. Salutul soarelui, Surya Namaskar, este salutul soarelui cu care de obicei începe o practică de yoga. Vă rog ceva, idei de cărți pentru suflet și minte. Atâtea întrebări, foarte des îmi vine întrebarea asta.
Спасибо вам большое за свои советы. Я очень рада, что вы их принимаете. O să fac, mă gândeam chiar să fac o rubrică, niște posteri, niște video cu recomandări de cărți. Mi-am și scos, chiar aseară mi-am scos vreo 10-15 cărți care m-au ajutat pe mine și am spus că o să fac recomandările astea. Nu le reușesc pe toate, dar o să revin și o să fac. Aha, iată ce am vrut să vă spun. Imaginați-vă că problema, da, voi aveți o problemă. Și noi cum ne exprimăm? Această problemă mă domină. Această situație este prea grea pentru mine. Această situație este mă apasă. Sau problema mă apasă. Și iată, tu ești dominat de situație, ca și cum tu ai fi dedesubt, iar situația ar fi deasupra ta. Și adică tu vrei, normal, vrei ca tu să domini situația, ca tu să fii deasupra situației, da? Ca tu să știi, să controlezi, să-ți controlezi reacțiile într-o anumită situație. Păi iată, de aici, până aici, ca tu ești aici, dar vrei să fii aici, sunt niște trepte, da? Imaginați-vă aceste trepte. Ei, iată, aceste trepte, facem meditația, da, neapărat, Natalia. Aceste trepte trebuie urcate, fiecare treaptă este o practică. Și numai prin practică, numai prin tehnici pe care le faci zilnic, tu poți să urci, poate nu o să observi la început, dar în timp o să vezi cum urci și tu începi să controlezi situația și să fii deasupra ei. Iată în felul acesta funcționează asta. Deci, haideți să facem tehnica, meditația, pentru că nu o să avem timp. Haideți să văd întrebarea asta. Zi de zi nu ai timp pentru copilul meu. Încerc să mă apropii de el, dar când ajung la punctul să stau cu el, dispare dorința să-i ofer atenție. Mă simt foarte vinovată, dar nu știu cum să fac. Pentru că copilul nostru interior, noi avem toți avem un copil acolo. Un copil care n-a fost suficient de tare iubit, nu i s-a acordat suficient atenție, nu a stat mama cu el și nu s-a jucat, da? Nu i-a spus, nu l-a strâns suficient în brațe, poate nu i-a cumpărat o jucărie pe care și-a dorit-o, da? Acest copil trăiește acolo, el nu a dispărut. Acele mame, acele femei care nu reușesc să stea cu copilul lor și se simt după aceea vinovate, nu vă ajută să vă simțiți vinovată. Nu trebuie să stai cu copilul tău cu efort, să te tragi de mânică ca să te duci acolo, să te joci cu el enervându-te. Nu faci bine, nu-i faci bine nici lui, nu-ți faci bine nici ție. Mai bine, nu-i oferiți timp copilului, timp jumătate de an, da? Ok, vă transformă, oricum sunteți o mamă funcțională. Dacă tu nu vrei să petreci timp cu copilul tău, tu ești o mamă funcțională. Ai mâncat, te-ai spălat, lecțiile le-ai făcut, la revedere. Da? Tu nu ai ce să-i oferi spiritual. Pentru ca să îi poți oferi lui, tu trebuie să ai tu asta. Și să încerci să faci, să te încarci tu. Deci faceți practici, faceți exerciții. Acum o să vă dau un exercițiu de respirație, de curățare mentală și emoțională și fizică, da? E un exercițiu destul de puternic. Faceți asta și după stai 20 de minute cu tine în liniște, într-o cameră, găsește un loc liniștit și stai acolo și fă exercițiile și stai 5 minute cu copilul tău, dar aceste 5 minute să fie de calitate. Aceste 5 minute copilul simte că tu ești cu toată atenția
la el. Și asta va face diferență. Dar poți să stai o oră cu copilul, dar dacă tu cu mintea ești în altă parte, atunci tu nu ești prezent. Iar copiii simt foarte bine chestia asta. Deci, haideți, eu de aceea lucrez cel mai mult cu femeile, pentru că dacă femeia este împlinită, dacă femeia este fericită, dacă ea este bucuroasă, dacă ea este bine cu ea însăși, atunci toți cei din jur vor fi bine. Numai că femeile noastre, din păcate, se neglijează într-un mod strigător la cer. Și consideră că dacă copilul e spălat, călcat, sătul și mai nu știu cum, tot gata, asta este suficient. Asta, de asta este nevoie, dar asta nu este cel mai important. Relația cu copiii nu se va construi pe nu se construiește pe asta. Poate peste 10 sau 20 de ani o să-i spui, eu am avut grijă de tine, și el va spune, dar eu nu te-am rugat. Nu asta am vrut eu, da? Eu am vrut afecțiune, eu am vrut dragoste. Deci trebuie să învățăm să ne oferim nou prima dată, să ne oferim nou. Haideți să facem un exercițiu de respirație. Am vrut să vă povestesc foarte multe lucruri despre respirație, pentru că respirația este energia vieții, pentru că fără respirație noi nu trăim, nu putem să trăim nici o secundă, nici 3 minute sau cât 5 minute, care și cât poate. Dar respirația este un instrument, nu e un instrument, dar ne oferă un instrument accesibil oricând, în orice clipă, în orice moment, da? Inspirând și expirând, noi putem să facem minuni cu toate aceste trei aspecte. Minte, minte, suflet, corp. Și este o știință întreagă, se numește pranayama, da? despre respirație, care cunoscând tehnicile, practicile, noi putem să facem minuni cu sănătatea noastră și cu sănătatea noastră emoțională la fel. Da? Deci, un exercițiu de psihoigienă pe care vă-l recomand din tot sufletul. Luați o lumânare, sau dacă nu aveți o lumânare în fața voastră, atunci puteți să vă imaginați că în față aveți o lumânare și începeți să inspirați căldura și lumina lumânării. Imaginați-vă cum inspirați căldura și lumina lumânării. Această căldură și lumină intră prin nări și se răspândește în sus, se duce o parte de lumină în sus, în cap, da? În creierul vostru. Și cealaltă parte se duce în jos, în corp, și voi vă puteți imagina cum vă umpleți de lumină când inspirați și cum din corp ies emoțiile negative, gândurile negative, da? Tot ce s-a adunat acolo cu expir. Deci, inspirați lumină, vă imaginați cum această lumină trece prin tot corpul, puteți să vă imaginați cum ajunge undeva jos ajunge la un anumit prag de unde se ridică tot negativismul, toată mizeria interioară acumulată pe parcursul timpului și cu expirul vă eliberați de asta. Inspirați lumină și căldură, se duce în corp și în cap. Expirați emoțiile negative, gândurile negative. Faceți așa timp de 5-10 minute. Asta este varianta simplă. O să vă dau încă o variantă
care am mai dat-o de mult, iarăși când am început să fac video și live-uri, dar se numește Nadi Sudhi, da? Este preluată din yoga, da, și din pranayama. Se face un pic mai complicat, în schimb efectul este absolut fantastic. Dacă învățați această respirație, în orice moment de criză, de supărare, orice problemă aveți, plecați din locul crizei și faceți această respirație. Sau veniți de la lucru acasă, 5 minute intrați în baie, imediat după duș faceți această respirație. Înainte de somn sau când vă treziți, o introduceți în ritualul vostru de fiecare zi și veți vedea schimbări în timp scurt, pentru că echilibrează emisfera stângă și dreaptă, da? Echilibrează sistemul nervos simpatic și parasimpatic și vă aduce o stare de liniște destul de repede și este probabil cea mai cunoscută și cea mai populară metodă de echilibrare interioară. La fel cum am spus, continuați să vă imaginați lumânarea. Puteți face și fără asta, dar dacă vă imaginați, lucrați și cu mai imaginația, intensificați și mai mult efectul. Țineți aceste două degete îndoite și degetul mic și inelar drept și cu degetul mare acoperiți nara dreaptă. Întotdeauna începeți prin nara stângă. Inspirați acea lumină despre care vă ziceam, pe nara stângă. Imaginați-vă cum lumina se duce în jos pe partea stângă a corpului. Expirați, eliberați aerul pe partea dreaptă. Vă imaginați cum din corp iese. Vă puteți imagina că e ca un fum sau ca ceva negru sau ca ceva gri. Sau... Ideea este să mențineți în atenție că inspirați lumină și această lumină ajută să curețe acei nori despre care, despre care vă ziceam, da? Această energie negativă și o expirați pe cealaltă nară. Încă o dată, inspirați întotdeauna prin nara stângă, blocați nara stângă, expirați pe dreapta, inspirați pe dreapta, blocați dreapta, expirați prin stânga. Inspirați prin stânga. Închideți stânga, expirați prin dreapta. Inspirați prin dreapta. Blocați, expirați prin stânga. Continuați așa. De fiecare dată, lucrând cu imaginația, vă imaginați cum inspirați lumină, cum această lumină pătrunde în interiorul corpului, cum această lumină curăță totul în interiorul vostru și vă eliberați de această mizerie interioară cu ajutorul expirației. Asta este un exercițiu de psihoigienă foarte bun. Lucrați cu imaginația chiar și atunci când faceți duș. Când faceți duș, nu vă gândiți sau baie, nu vă gândiți la toate, cum vă ziceam, bârfele și știrile și problemele, da? Acestea vor veni. Nu zic nu vă gândiți, ele vă gândiți involuntar. Aceste gânduri vin. Dar imaginați-vă cum odată cu apa se duc și gândurile, ca și cum puteți imagina niște pietricele. Da, tehnicile sunt foarte ușoare și foarte cu lucruri simple înainte. Nu este nimic complicat. Vă imaginați că gândurile sunt niște pietricele mici sau un nisip, ceva. Și iată, apa curge pe voi
Și uitați-vă cum curge apa pe corp și imaginați-vă cum cu apa se duce la picioare, se spală aceste pietre, da? Aceste pietricele, gânduri, gândurele, gânduri mari, tot de ce vreți să vă eliberați. Emoțiile, la fel, vă puteți imagina cum le spălați tot negativismul și se duce odată cu apa. E foarte important să lucrezi cu imaginația, ne ajută foarte mult și ne ajută să menținem atenția, da? Pentru că problema noastră a tuturor, că nu facem ceea ce știm că ne ajută, ceea ce știm că este util și bun pentru noi, dar nu o facem pentru că atenția noastră este împărțită într-o sută de părți, noi ne gândim la foarte multe lucruri și pur și simplu uităm. Când faceți duș, Doamne, binecuvântează apa ce îmi curăță corpul. Foarte bine, da? Sau o rugăciune spusă deasupra unui pahar cu apă. Nu știu dacă vă amintiți, eu am postat acest experiment când copiii spuneau, și copiii și maturii, oricine, se pun în două pahare, orez cu apă se pune și deasupra unui pahar spui cuvinte urâte și deasupra altui pahar spui cuvinte frumoase sau rugăciuni. Și peste două săptămâni te uiți și vezi cum arată orezul din primul pahar, unde s-au spus cuvinte urâte, da, de obicei negru și cu mucegai, memoria apei, da, și celălalt arată bine și frumos. Asta este sensul, de fapt, și a apei sfințite, da. De aceea, dacă bem un ceai sau un pahar cu apă, dacă spunem câteva cuvinte, puteți să spuneți o rugăciune sau să spuneți pur și simplu cuvintele magice, iartă-mă, te iubesc, mulțumesc, deasupra apei, apa își schimbă structura. Și atunci când o beți, deja intră apă curată în interior și tot te spală pe interior. Deci sunt lucruri foarte simple, dar despre care efectiv uităm. Deci încercați să vă creați tot felul de fluturași care vă amintesc, da? Să lipiți stickere, iată, stickere pe oglinda de la baie, pe oglinda unde vă îmbrăcați, vă machiați, pe frigider, da? Să fac exercițiile, să vorbesc deasupra apei, da? Să fac meditație, puneți-vă alarma, scrieți. Vibrația sunetului influențează, sigur că da. Scrieți-vă în agenda, dacă aveți o agenda. Asta trebuie să fie parte din viața voastră. Asta trebuie să fie practicile, dar nu vă puteți imagina acum să nu vă spălați pe corp sau să nu vă spălați pe dinți, corect? Asta este igiena voastră de fiecare zi. Dar psihoigiena este la fel. Cum ne murdărim corpul, tot așa ne murdărim și emoțional și psihic. Sufletul meu simte bucurie când vă ascult. Și sufletul meu simte bucurie. Dar știți câtă bucurie simte sufletul meu atunci când știu că faceți asta și folosiți lucrurile astea. Când mă ascultați, mă bucur, dar nu atât de mult. Credeți-mă, iată, când aplicați asta și când primesc un mesaj că am lucrat cu o tehnică și am simțit efectul și am simțit cum a ajutat și starea mea interioară s-a schimbat, iată, atunci pentru mine reală este mare bucurie. Atunci mă bucurați enorm. Deci, să ascultați este bine, dar să introduceți în practică este mai important. Și uitați-vă,
Eu nu cred, nu există niciun om care să nu aibă 20-30 de minute pe zi pe care să-și le ofere sie. Da? Sunteți autentică de asta și sunt bucurie. Mulțumesc tare mult. Sunt autentică pentru că zic ce simt, ce fac real, nu spun altceva. Eu de ceva timp îmi introduc în intenția zilei aceste practici și chiar mi-au schimbat și unele probleme s-au rezolvat de la sine. Foarte corect, așa este. Noi ne credem prea tot puternici, că putem controla totul, dar uneori universul are nevoie pur și simplu ca să poată acționa pentru noi, ca să ne poată ajuta, universul are nevoie ca noi efectiv să ne închidem într-o cameră, să închidem gura și să închidem ochii și pur și simplu să stăm în liniște, să tăcem pentru ca universul să-și poată face treaba. Iar noi atâta ne agităm și atât de multă intensitate punem în ceea ce facem, încât nu mai, pur și simplu, nu mai are loc. Universul nu mai are loc, cum nu mai poate să ne ajute. Nu doar starea interioară se schimbă practicând aceste tehnici, ci întreaga viață. Da, așa este. Veronica, așa este. Doamna Sanda, acest exercițiu îl fac împreună cu copiii și mi-a zis că scăpat de unul din colegul său de clasă. Și mi-a zis că a scăpat de unul din colegul său, probabil, da, un coleg care îl deranja sau nu știu. Deci, eu nu cred că nu e cineva care să nu aibă aceste 20-30 de minute. Dar dacă credeți că nu le aveți, atunci considerați că nu aveți pur și simplu responsabilitate față de copilul interior care stă acolo și așteaptă. Pur și simplu așteaptă uneori 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, ca în sfârșit să fie văzut și auzit și nevoile lui să fie realizate. Deci, uitați-vă, dacă 10 minute dimineața vă faceți un ritual zilnic, da? 10 minute pentru corp, câteva exerciții din yoga, câteva sau din pilates, sau vă puneți muzică și dansați. De ce nu? De ce să nu dansați dimineața la ora 7, 10 minute? Toată ziua va fi diferită. Da? Vă puneți căștile, vă puneți în fața oglinzii și sub muzica preferată dansați. Starea se va schimba la 180 de grade. 10 minute. 10 minute respirați, da? Pentru psihoigienă, curățarea, da? Minte, corp, suflet. 10 minute scrieți un jurnal pentru eliberarea de gândurile negative, pentru că toți, asta este întrebarea numărul 1 și asta este rădăcina tuturor problemelor, gândurile noastre. Deci 10 minute scris în jurnal pe zi, cel puțin. Cine poate mai mult, e extraordinar. Dar 10 minute de, eu zic yoga, da? Yoga, 10 minute respirație, 10 minute scris în jurnal și 5 minute de afirmații de recunoștință. 5 minute vă amintiți cui și pentru ce îi sunteți recunoscători. Iată un model de ritual pe care îl puteți adopta în viața de zi cu zi. Probabil marile probleme sunt în psihicul nostru, el trebuie eliberat. Bineînțeles. Mulțumesc mie pentru această oră petrecută în compania acestui grup și vă mulțumesc din suflet pentru timpul și atenția acordată. Cu cel mai mare drag, faceți aceste practici, faceți aceste exerciții. O să le vedeți efectul. Ele real pot schimba viața. Da? V-am dat acest exercițiu de psihoigienă, pentru că aceasta era tema.
S-a reconectat. Haideți în alt live să facem o meditație reală. Asta nu a fost o meditație, adică a fost un exercițiu de respirație, dar în alt live vă propun să facem o meditație cu respirație. Cum să urmăriți respirația, cum să vă concentrați pe respirație. Vreți asta? Dacă vreți, dați-mi un semnuleț acolo, dacă e un plus sau ceva. În jurnal scriem toate gândurile, fie ele negative, fie ele pozitive. Depinde care este intenția. Dacă vrei să te eliberezi de gânduri negative, cel mai bine să scrii pe foi și să le arzi, pur și simplu să le rupi sau să le arzi și să scapi de aceste gânduri. Cineva mi-a spus că scrie pe stickere, le poartă toată ziua cu ea, îi vine un gând negativ, îl scrie pe sticker, îl strânge și îl aruncă. Da? Gata, l-a aruncat, am aruncat din minte, am aruncat din suflet, gata, o scris alt gând, iarăși l-a aruncat. Sau poți să scrii pur și simplu, să duci un jurnal. Iată, și atunci acolo scrii tot ce vrei, poți să începi așa, salvezi live-ul, da, bineînțeles. Meditație în grup creează o energie și vibrație înaltă și ne ajută pe toți. Superb, eu tare, tare mă bucur că vreți acest tip de exerciții, că le-ați simțit efectul. Da, cu stickerile e super. Și eu pregătesc și un curs de introducere în meditație pentru începători, dar și pentru avansați, unde vă voi învăța pas cu pas cum se fac meditațiile și o să am deja înregistrate mai multe meditații pe diferite teme, meditații ghidate, pe care o să le puteți asculta, le puteți procura și asculta oricând și ori de câte ori o să aveți nevoie. De mult, foarte de mult vreau să fac acest, îmi doream să fac acest curs. Apropo, primul meu live a fost despre meditații, primul live, de la care am avut foarte mari emoții și și vedeți și puteți vedea și simți efectul meditațiilor. Sunt de diferite tipuri, dar cel mai mult cei începătorii fac meditații ghidată. Deci vă facem data viitoare, da? Oricare ar fi tema, nu știu încă care va fi tema, dar o meditație cu respirație pe care să o învățați în timpul live-ului și apoi să o practicați. Este cu respirație meditează budiștii, meditează maestrii zen. Este cel mai simplu și accesibil, cum să zic, cel mai ușor să te concentrezi pe respirație, pentru că aceasta este mereu, da? Este întotdeauna cu noi. Nu suntem fără respirație. Noi vă suntem prin participarea noastră activă. Pe tema alcoolului, când faceți? Da, ce anume? Sunteți minunată și vocea dumneavoastră miere. Mulțumesc frumos. Începem live-ul cu meditația. Puteți vorbi odată despre intenție. Despre intenție voi face un live separat. E mult de vorbit despre intenție. Dacă am fost dintotdeauna așa calmă, aș putea deveni și eu în așa mod. Da.
Eu mereu spun că dacă vezi în cineva ceva ce îți place, asta există în tine. Și cum am spus mai devreme, lumina este în fiecare din noi. Nu este niciun om fără lumină. Este sau fără calm, sau fără bucurie, sau fără liniște, fără fericire. Toți au asta. Pur și simplu la cineva este mult mai blocat, mult mai ascunsă această lumină și accesul către ea este greu să o acceseze, pentru că deja conștiința nu lucrează în favoarea acestei persoane. Ea pur și simplu duce un mod de viață inconștient și nu poți să faci nimic aici. Ceea ce poți să faci, poți să o descoperi în tine, în interiorul tău. Și atunci, dacă tu începi să luminezi mai mult, omul de lângă tine, chiar dacă nu este conștient, el începe să se simtă mai bine. Pur și simplu începe să se simtă mai bine și asta creează diferența. Asta creează diferența. Și eu vă mulțumesc din tot sufletul. Ne vedem lunea viitoare. Mulțumesc frumos, dragile mele și dragii mei. Folosiți aceste recomandări și în beneficiul vostru, a sănătății voastre, mentale, emoționale, fizice. Namaste, vă zic și eu din tot sufletul. Asta funcționează. O săptămână frumoasă în continuare vă doresc. Numai bine. Și practică frumoasă.